Un accident rutier a avut loc seara trecută pe bulevardul Tudor Vladimirescu. O șoferiță începătoare a pierdut controlul volanului, iar autoturismul condus de aceasta a ricoșat pe sensul opus de mers, sărind peste scoarul de protecție. Un echipaj de jandarmi care era în patrulare pe bulevardul Tudor Vladimirescu a observat imediat accidentul, iar când s-a apropiat, a constatat că șoferița uneia dintre mașinile avariate era încarcerată și necesita îngrijiri medicale. La scurt timp a ajuns și detașamentul de pompieri Drobeta, care a acordat primul ajutor victimei. Detașamentul de pompieri Drobeta Tun-Severin a fost solicitat să intervină la un accident rutier produs în Drobeta Tun-Severin pe bulevardul Tudor Vladimirescu. La locul accidentului am deplasat auto speciale de lucru cu apă și spumă pentru a asigura măsurile specifice PSI și un echipaj smurt. Sosit la fața locului, am găsit șoferița aflată în interiorul autoturismului, un atac de panică și dureri ce le-a acuzat la membru superior stâng. Soțul era în afara autoturismului, speriat. Au fost evaluați decât echipajul smurt, n-au pus probleme și se pare că refuză transportul la unitate de primă urgență. În momentul de față se stabilește de către echipaj de poliție cauza accidentului și se ia măsurile în vigoare. În accident au fost implicate două autoturisme, dintre care două persoane au primit ajutor medical. Unul dintre autoturisme a fost un bolid de lux care era parcat. Șoferița care a produs accidentul a fost testată cu aparatul alcool test, iar rezultatul a ieșit negativ. În data de 30.11.2021, în jurul orelor 16, pe bulevardul Tudor Vladimirescu din Drobeta Turnul Severin, a avut loc un eveniment rutier în care au fost implicate două autoturisme plus avariile la domeniul public. Conducătorul auto vinovat a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul a fost zero. Cauza probabilă a accidentului a fost pierderea controlului asupra volanului autovehiculului. Organele componente examinează producerea accidentului și modul în care acesta a fost produs.